Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la alături de tine. Respirația corectă este cea mai bună modalitate de a scăpa de kilogramele în plus, pe lângă o alimentație sănătoasă și o stare de liniște psihologică, care sunt cele mai esențiale lucruri care ne ajută să fim echilibrați fizic și mental, să arătăm și să ne simțim bine în propria noastră piele. Elena Fedorcan, nutriționist, este în platou pentru a răspunde tuturor întrebărilor noastre. Există un parfum care să te definească și să te caracterizeze? Ce arome să alegem în funcție de personalitatea noastră? Izabela Juncu, consultant în parfumeria de nișă, va răspunde acestor întrebări, dar și ce legătură are parfumul cu brandul personal. Psihologul Diana Pârje ne spune dacă un parfum ne poate schimba starea de spirit. Eu sunt Alina Ilui Mureșan și te invit să lași întrebările tale în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV. Trăiește viitorul la alături de tine! Dragii mei, am revenit în platoul alături de tine și iată că în această seară am parte de trei invitate deosebite, minunate, speciale. Mai ales prima invitată care nu a fost niciodată aici la alături de tine și se află pentru prima oară în platoul A7 TV la alături de tine. Și de asemenea care, din punctul meu de vedere, a venit cu un nou concept. Eu personal nu prea mai auzit de slăbit prin respirație. Dacă aș fi știut că e atât de simplu, de mult timp încercam să respir așa cum trebuie. Însă mai multe detalii o să aflăm chiar de la ea, dar nu înainte de a vă readuce aminte că în noul sezon premiem telespectatorii fideli și că împreună cu Maurer Imobiliare v-am pregătit 7 weekenduri de vis la Brașov și tot ce trebuie să faceți este să urmăriți emisiunile voastre preferate, să scrieți în comentariile postării de concurs pe pagina noastră de Facebook care este emisiunea voastră favorită și să încărcați o fotografie cu televizorul vostru pus pe postul A7 TV și ați intrat automat în concurs. Puteți da like și share paginile noastre de Facebook A7 TV pentru a afla detalii și dacă ați câștigat, dar și pentru a vă ajuta prietenii să meargă într-o excursie la munte. La munte, acolo unde putem respira minunat. Bună seara, Elena! Bună seara! Ce faci în această seară? În primul rând, bine v-am găsit. Sunt foarte emoționată și foarte fericită că în sfârșit am ajuns la voi. Și noi ne bucurăm că ai ajuns aici și de altfel să știi că emoțiile pot fi constructive și sunt convinsă că așa va fi în cazul tău. Îți spuneam înainte de a începe această ediție că am citit în această dimineață multe despre tine. Am fost foarte curioasă să aflu cât mai multe lucruri, astfel încât să scoatem tot ce e mai frumos și mai bun în această seară. Și știu că cei de acasă vor fi ochi și urechi, în primul rând pentru că ești foarte frumos. Colegii mei, să știți că stau la coadă la ușă, ia uite unul acolo deja, așa, dar și pentru că, de altfel, ai venit cu un concept în România, de care am spus eu că nu prea am auzit, dar o să ne spui tu mai multe, dar am aflat și că ești prințesă. Da, acest titlu practic mi s-a dat, mi s-a oferit într-un interviu în Republica Moldova. Prințesa dermopigmentării, prințesa microblading-ului, cred că aș zice eu. Anterior, în trecut, am efectuat și am lucrat. Nu zic că acum nu fac, acum fac, doar că mai mult doar pacienților din baza mea de date care deja au efectuat aceste proceduri anterior la mine. Și vreau să-ți spun că tot cu ajutorul femeilor am ajuns să fac nutriție. Practic, femeile m-au educat, cu ele am crescut, am înțeles ce înseamnă un parfum, o ojă, o unghie perfectă și am înțeles foarte mult necesitățile lor. Orice femeie își dorește să arate frumos, perfect, acum, rapid și cât mai, nu știu, cât mai... Și să nu facem eforturi deosebite în sensul în care să ne simțim epuizate după ce am făcut, eu știu, nu știu ce exerciții și după ce am încercat tot felul de diete miraculoase și minune și așa mai departe. Din cauza aceasta vreau să spun că chiar am ajuns și eu la această concluzie, pentru că într-adevăr pe foarte multe persoane sportul epuizează și recunosc că și eu uneori când frecventez acum urma unei intervenții, nu prea am frecventat sala, dar neapărat îți povestesc și despre asta.
Vreau să spun că foarte multe femei simt o epuizare enormă când frecventează sala. Și chiar clientele mele, pe partea de nutriție vorbesc acum, de multe ori mă întreabă care sau cum ar putea să, acum aș putea să te motivez să înceapă un antrenament sportiv de sine sănătos sau cu antrenorul. Am apucat să fac nutriție, să promovez nutriția, mai bine zis, pentru că am încercat-o pe propria mea piele până să ajungem noi în pandemie. Foarte mult m-am documentat, am început să fac și cursuri la distanță, normal, pentru că eram toți acasă, și foarte multe schimbări am început să le văd chiar pe propria mea piele. Până să ne dai mai multe detalii, Elena, aș vrea totuși să facem puțin cunoștință cu tine, în sensul în care să aflăm mai multe despre tine. Știm că locuiești în București, dar nu ești din România tocmai, da? Nu sunt din România, m-am născut în Republica Moldova, am locuit o perioadă și la Bruxelles, am locuit și în Italia, am călătorit foarte mult, m-a ajutat foarte mult să călătoresc toate invitațiile în calitate de speaker, de juriu internațional pe partea de dermopigmentare. Iar mai apoi am decis totuși să rămân în București pentru că sunt mai aproape de părinții mei. Ah, ce frumos, deci tot familia are prioritate. Da, cu siguranță. De când te-ai relansat și te-ai reorientat, am putea să spunem că sunt aproximativ 2 ani sau cât timp a trecut de când ai descoperit această nouă pasiune a ta, nutriția și tehnica prin respirație? Da, sunt aproximativ 2 ani de zile. În general, mie îmi place foarte mult să gătesc, gătesc acasă, eu am 2 copii și trebuie să gătesc, chiar nu am cum. Și le gătesc mereu diferite, prepar diferite alimente, încerc să-i alimentez destul de sănătos. Asta m-a interesat foarte mult, în primul rând, alimentația copiilor mei. Respectiv, după cum ți-am povestit, eu chiar am avut nevoie de o alimentație corectă, pentru că odată ce te alimentezi incorrect, practic cu vârsta, foarte multe... încerc să găsesc cuvântul în limba română și nu deci găsesc. În momentul în care descoperi că respirația, se aliniază lucrurile, am putea să spunem, nu? Lucrurile se aliniază cu siguranță cu, da. Și cu alimentația și cu respirația. Odată ce am lansat practic alimentația, nutriția și am început să ajut femeile să slăbească cu ajutorul alimentației corecte, nimeni nu înfometează, nimeni nu moare de foame, toată lumea mănâncă practic 6 mese pe zi și într-adevăr în 30 de zile slăbesc în medie 7-10 kg maxim, depinde foarte mult de care au fost kilogramele anterior. Și respectiv următoarea etapă, să zicem că ar fi sportul, dar foarte multe persoane evită sau sunt absentează, nu frecventează sala. Am încercat să găsesc o modalitate foarte eficientă și foarte simplă, cum ar fi respirația, slăbitul prin respirație. De multe ori chiar și clientele mele mă întrebau cum aș putea să merg la sală și cum ai putea să mă motivez, pentru că am dus și foarte multe maratoane, am avut maratoane cu femei în grup care am slăbit toate împreună, am ajutat să le motivez și încercam să le împing ușor, să le ajut să le conving să meargă la sală, măcar să meargă pe bandă, pentru că odată ce începem să ne mișcăm, se accelerează respirația și respectiv celulele din organismul nostru se regenerează, se activează și metabolismul sângele, nostru de metabolismul altfel funcționează. Și respectiv astfel scăpăm și de celulită. Deci ce alte motive mai avem decât să ne apucăm de mâncat sănătos, da? Pentru că ai spus tu de 6-7 mese pe zi, cam așa ai spus, da? Da, medie sunt maxim 6 mese pe zi. De multe ori depinde și de obiectivul clientului, pentru că dacă
își dorește să adauge masă musculară sau se pregătește pentru un concurs, are nevoie chiar de o cantitate mai mare de proteine și nu neapărat numărul de mese. Depinde foarte mult și de programul oamenilor. Uh-huh. Acolo am vrut să ajung. În aceste mese, cu siguranță se află toți nutrienții de care are nevoie organismul, pentru că dacă vorbim de anumite diete, de anumite planuri alimentare, trebuie, și tu știi foarte bine că trebuie luat în calcul să asigurăm toți nutrienții de care are nevoie organismul pentru a funcționa. Și atunci mă gândesc că planul pe care îl face este bine gândit astfel încât să avem toate vitaminele necesare, să ne luăm proteine și ce mai avem nevoie. Da, într-adevăr, toate planurile alimentare pe care le-am conceput, toate mesele sunt bine gândite și nu doar toți nutrienții și toate vitaminele care le-am luat în calcul, evident, este ceva esențial. Este foarte importantă și numărul de grame, gramajul fiecărei mese, este foarte importantă, timpii dintre mese și e foarte importantă digestia alimentelor între ele la fiecare masă și dintre mese. Uh-huh. O să aflăm mai multe și despre asta, să vedem ce putem face ca să îmbunătățim digestia, că mă gândesc că și acolo e o altă discuție. Însă vreau să revenim la respirație, pentru că e ceva ce, după cum ți-am spus, nu am mai auzit că poți slăbi prin respirație. Știam că respirația este foarte importantă, chiar mi-am și comandat o carte, spre rușinea mea, încă nu am apucat să o citesc, că nu am avut când. Dar este o carte de 200 de pagini în care scrie doar despre respirație, tehnici pentru respirație. Și știu că a văzut cineva că mi-a luat cartea și a zis, păi, dar ce poți să scrii în 200 de pagini despre respirație, despre arta aceasta de a respira? Și a zis, măi, am auzit că e foarte important să știi să respiri, să respiri corect, dar nu am apucat să aprofundez foarte multe, așa că abia aștept să îmi spui tu câte ceva. Cum adică slăbim prin respirație? Cumva, practic, copiii până la vârsta de 5 ani, ei respiră, ele sunt persoanele care respiră corect. După 5 ani, practic, începem să avem o respirație scurtă, ineficientă și deseori o respirație incorrectă, adică respirația corectă are loc doar pe nas, nu și pe gură. Respectiv, o respirație eficientă, abdominală și profundă, exersată zilnic, cum am spus și mai sus, ajută la regenerarea celulelor din organism, contribuie și practic elimină constipația, deci foarte multe persoane acum au probleme cu constipația, accelerează sângele, pornește metabolismul și îl accelerează, astfel scăpăm și de celulită. Există diferite metode de respirație, în dependență de, aș spune eu, necesitățile persoanei, nu cred, dar, spre exemplu, pentru o gândire mai limpede, pentru un echilibru emoțional, respirația ajută extrem de mult, sau persoanele care își doresc să slăbească, este nevoie de să-și facă timp zi de zi să respire prin anumite tehnici, aș putea chiar să exersăm. Păi asta așteptam eu, de asta întrebam cum, adică înțeleg că ajută, dar dă-ne câte ceva și din casă, să arate-ne ce să facem, măcar 2-3 exerciții, astfel încât să putem să începem să punem în practică și noi. Am făcut acum un level, așa se numește programul de nutriție și de respirație, în care am scris metoda de respirație cu mare loc. Acum publicului nu cred că voi spune ceva din această cărțulie, pentru că nu vreau cineva să încerce să facă acasă și să își dea seama că are vertijuri, dar acum am putea să exersăm, spre exemplu, cu mâna dreaptă, am putea să punem degetul de la mâna dreaptă, să-l punem pe nara dreaptă, iar cu nara stângă să respirăm adânc și profund, dar respirația toată trebuie să vină în abdomen. Se umple abdomenul cu aer, nu pieptul, dar abdomenul. Umplem abdomenul cu aer, numărăm până la 2 și expirăm lent până la 6. Ok, hai. Deci, umplem acum abdomenul cu aer, da? Apăsăm pe nară, nu punem apăsăm doar degetul. Apăsăm pe nară, tu respiră și eu număr. Okay. Inspiri aer până la 2 și expiri până la 6. Ok, hai să vedem dacă reușesc. Inspirăm
1, 2, expirăm până la 6. Inspirăm, 1, 2, expirăm, 6. Ca un fel de abdomen, știi? Dacă nu facem abdomen, am simțit că îți miști abdomen. Ai zis că e foarte important, nu? De aici să inspirăm și este să expirăm. Este foarte important aerul pe care îl inspirăm, să îl inspirăm în abdomen, nu în piept. Uh-huh. Și respectiv, expirarea aerului, la fel se va face, va avea loc din abdomen. Practic, trebuie să expirăm mult mai mult aer decât inspirăm. Iar tehnica, apropo, tehnica de slăbire prin respirație, de ce am zis că o să aduc ceva inovativ? Nu e ceva inovativ, nu am descoperit eu, au fost făcute și studii științifice, apropo. În levelul pe care l-am conceput, unde trebuie neapărat, este esențială și alimentația corectă, nu doar respirația, aceste respirații, aceste tehnici de respirație, practic, se aplică efectuând și un body flex. Body flex-ul e ceva, ca să am văzut privirea ta și am înțeles că nu cunoști. Încerc să explic foarte rapid și celor de acasă care poate nu cunosc, nu știu dacă o să găsească ceva informație acum foarte rapid. Body flex-ul e o metodă, practic e un antrenament, dar nu vreau să sperii lumea că e un antrenament fizic, că toți vor închide acuși televizorul. E ceva între yoga și pilates. Practic, aceste tehnici de respirație pe care le aplicăm în cazul levelului 3 pe care îl am pe site-ul meu, se exersează și se aplică împreună cu body flex-ul. Spre exemplu, ai putea să faci tehnica de respirație pe care am făcut-o și noi acum împreună, stând într-o poziție de genoflexiune și respirând de 10 ori și expirând de 10 ori. Inspirând și expirând de 10 ori. Practic au loc 10 repetări. Ai putea să faci și în poziție statică, dar și în poziție dinamică. Foarte mult contează de starea persoanei respective. De exemplu, dacă e o mămică care abia a născut și știm foarte bine că mămicile care au născut prin cezareană nu au voie să facă sport până șase luni. Depinde și de ceea ce spune medicul, dar de la 6 luni în sus, acolo contează foarte mult ce le spune medicul. Dar până la 6 luni știu că nu au voie. Nu au voie, respectiv nu au voie să ridice greutăți. Da. Dar prin tehnica aceasta, ele ar putea să stea chiar pe șezut, pe scaun sau în poziție de genuflexiune și să execute tehnicile de respirații chiar în poziție dinamică sau, mai bine zis, în poziție statică, pentru că ele, dacă au născut, respectiv nu au voie să facă exerciții dinamice. Iată că este un avantaj pentru persoanele care nu au voie din motive medicale să facă prea multă mișcare, pentru că până la urmă promovăm mișcarea, este sănătoasă mișcarea, este important sportul, dar sunt persoane care medical, din punct de vedere medical, nu au voie să, cum ar fi persoanele care, femeile care doar ce au născut prin cezariană sau, eu știu, au trecut printr-o operație de altă natură și așa mai departe, atunci, iată, tehnica respirației vine exact atunci când trebuie, deoarece mă gândesc că ajută foarte mult și psihicul, faptul că respirăm așa cum trebuie. Mi-aduc aminte ceva din recenzia cărții pe care am comandat-o, ce am citit, și anume că atunci când ajungem să respirăm așa cum trebuie, în privința psihicului nostru se fac niște modificări extraordinare, minunate, începem să fim mai sănătoși din toate punctele de vedere. Într-adevăr este așa, cu ajutorul, cum am mai spus, că tehnica de respirație are mai multe are mai multe beneficii, nu doar la kilogramele în minus, zicem așa, dar și ajută foarte mult la o gândire mai limpede, la un echilibru emoțional. Începi să iubești, începi să te iubești pe tine, începi să te accepti, începi să faci schimbări, începi să asculti și muzică, iubești absolut tot ce e în jur, tot ce e colorat, frumos, viu și... cam asta. Deci ești mai prezent în viața ta, ești mai prezent în tot ceea ce se întâmplă și nu doar mai prezent, dar înveți ce este și mulțumirea,
acceptarea prin faptul că ai grijă de tine din punctele acestea de vedere. Mă uitam și la fotografiile pe care le rulăm noi cu tine și nu am spune că ești mămica a doi copii, știi? Am spune că acolo, iată, o fetișcană de 23 de ani care face sport. Și când acolo ai doi copii, ești pe picioarele tale, nu ai 23 de ani, nu spun câți ai, că tu e alegerea ta, dar în același timp arătăm că se poate și că, iată, prin alimentație, prin respirație și body flex, n-am uitat, o să țin minte acest termen, reușim să fim, să arătăm bine, să ne simțim bine, că pe lângă arătatul bine contează și să ne simțim bine. Da, ne ajută și să ne menținem în plus, pentru că chiar primesc și recenzii din partea clientelor care tot îmi spun că după ce au ținut un plan alimentar conceput de mine, nu au mai adăugat kilogramele și chiar abia așteaptă să înceapă și tehnica de respirație care va începe curând. Așadar, dacă noi ne gândim că începând de astăzi, nu de mâine, vrem să schimbăm ceva în rutina noastră, în viața de zi cu zi, dar mai ales vrem să ne înfrumusețăm corpul, da? Să arate mai bine, să slăbim, să scăpăm de câteva kilograme nedorite, să sculptăm anumite zone, care este primul pas? Ce trebuie să facem? Disciplina. În primul și în primul rând este disciplina. O disciplină... practic mesele organizate, de aici vine totul, mâncarea organizată, totul pus la punct, practic chiar le dau și mici secrete clientelor mele să-și pună ceasul neapărat când să bea apă, când să-și ia masa sau gustarea, abia apoi poți să aplici și celelalte metode pentru a avea un corp armonios. Deci trebuie să învățăm să fim disciplinați. Da. Da. Să bem apă, ai pomenit de apă, e importantă apa, mă gândesc, în tot acest proces. E foarte importantă apa, dar nu pur și simplu să o bei. De foarte multe ori, multe persoane pur și simplu beau rapid 2 litri de apă pe tot parcursul zilei și bifează. Organismul nostru doar are nevoie să se hidrateze. Nu e nevoie să bei paharul ăla în 2-3 secunde, pentru că practic apar și problemele de rinichi. Apa trebuie înghițită ușor și practic trebuie hidratat în primul și în primul buzele, gura. Nu mi-ai făcut poftă, știi? Deja parcă simțeam nevoia să beau apă. Colegii mei au fost cu ochii pe mine imediat să înghițiturile arate, da. Sunt mici, respectiv, da, apa este esențială, este esențială, este obligatorie, practic apa și este o regulă pentru băutul apei, să zicem așa. Nu poți să o bei în timpul alimentației. Se bea cu 30 minute înainte de alimentație. Și cu 30 după, nu? Și cu 30 de minute după. Dimineața, da. Când te-ai trezit, în primul și în primul rând trebuie să bei un pahar cu apă ca să pornești metabolismul și chiar e binevenit și un pic de lămâie sau suc de portocale. Sau lămâie. Suc de portocale în apă. Asta mă înțeleagă pe mine oamenii că trebuie de băut suc de portocale dimineața pe stomacul gol. Deci suc de portocale pus în apă, da? În apă. Sau lămâie, sau după cum ai spus, iată, avem variante. Eu am citit undeva că apa bună sună ciudată, apa nu e toată la fel, da? Apa bună o poți mesteca. Și vorbesc foarte serios, că atunci când o bei, simți efectiv cum are altă structură, da? Nu e așa... fără gust și vrei să o înghiți repede să nu îi mai simți gustul, ci apa foarte bună, cea de calitate, vrei să bei așa ceva și vrei să tot să o mesteci. Citiți voi, e tot o tehnică. Poate vin cu ceva nou. Dar da, e o tehnică prin care nu iei și înghiți apa, după cum ai spus și tu, și te grăbești să bifezi și asta, ci pur și simplu savurezi momentul. Chiar și atunci când vine vorba de mâncat, e important, nu să fim conștienți, am văzut-o de fapt, nu să fim conștienți de ceea ce mâncăm.
E foarte important să fim conștienți, e foarte important. Eu sunt pe partea estetică, eu sunt nutriționistă, dar mă uit și partea estetică, să fie frumos amenajată tacâmurile, mâncarea, să fie pregătită corect neapărat. Multă lume nu știe și nu se pricepe și nu caută cu părere de rău informația pe internet. Cum este corect să fierbem un brocoli? Respectiv, într-adevăr, odată cu prepararea mâncării se pierd și foarte mult nutrienți, pe lângă că nu suntem nici conștienți ce mâncăm. Păi, învață-ne câte ceva. Cum să preparăm mâncarea corect? Există carte de bucate. Am făcut și o carte de bucate. Pe site-ul meu am făcut și o carte de bucate unde scrie, sunt rețetele. Am făcut și informație cu substituirile de alimente. Spre exemplu, dacă vii la mine și îmi spui, Elena, nu vreau să mănânc asta, nu-mi place sau nu găsesc în magazin sau nu e sezonul, să spunem. Găsesc imediat și toți locuitorii alimentelor care nu-ți plac, nu le vrei. Deci este și personalizat planul acesta de alimentație. Este și personalizat, este și... N-aș vrea să mă înțeleagă practic oamenii incorrect. Există și posibilitatea să ai planuri alimentare personalizate și există posibilitatea să-ți cumperi direct un plan alimentar standard. Nici nu vreau să spun standard. Practic l-am conceput luând în calcul înălțimea oamenilor. Am luat în calcul și locația unde ne aflăm, ce se vinde în magazine. Practic, noi toți mâncăm zilnic aceeași mâncare. Din magazine cumpărăm toți aceleași alimente. Și procesată, de altfel, să nu uităm, nu? Da, și procesată. Da. Toți cumpără cartofi, toți cumpără orez, toți cumpără castraveți. Problema este că mulți nu știu să le combine, mulți nu știu care este cantitatea corectă și timpii de digestie. De digestie, da? Mă uitam acum pe Instagram, că eu am pus niște întrebări celor care mă urmăresc de acolo. Îmi place mie mereu să fac așa sondaje, să vin cu idei și așa mai departe. Și am întrebat așa, ce metode de slăbit cunoașteți? Am fost curioasă să văd ce metode cunosc alți oameni. Și Klaus Chiopu ne-a scris așa, foame. Deci înfometare, da? Și... Iată, aș vrea să citesc mai multe comentarii pe care le-am primit la mesajul pe care l-am scris-o pe Instagram și o să vedeți de ce. Îmi scrie Tabita Jason, înfometare, abținere de la mâncare și de mâncat light, eu așa am slăbit. Denisa Panturu spune să închizi ciocul și sport, adică să nu mănânci și să faci sport. Și Iudita Ursaciuc ne spune mâncatul sănătos, am reușit să slăbesc 20 de kilograme și cel mai important e că de 7 ani mă mențin. Deci, diferența este că 3 mesaje au transmis că trebuie înfometare astfel încât să slăbim, dar un mesaj de la Iudita a spus mâncatul sănătos și a spus chiar că a slăbit 20 de kilograme și se menține de atunci. Apropo de înfometare, că acolo am vrut să ajung, pentru că văd că e popular această tehnică, este foarte dăunătoare pentru organism. De altfel, nu? Să ne înfometăm, să nu mâncăm zile de-a rândul că vrem să slăbim. Într-adevăr, este foarte dăunătoare pentru organism. Oamenii nu conștientizează acest fapt inițial. Cum am spus, multe persoane doresc astăzi, acum și foarte rapid să obțină un rezultat. Rezultatul final, în urma înfometării, sau mai există și alte metode, nu doar înfometare 100%, adică să nu mănânci zi de zi, mai există și alte metode. Tot, în primul și în primul rând, are loc scăderea în greutate, evident, doar că are loc pierderea masei musculare. Oamenii nu realizează lucrul acesta. Abia apoi, peste ceva timp, încep să înțeleagă că totuși e nevoie de o alimentație echilibrată, e nevoie de să facă sală pentru a-și restabili masa musculară, care, apropo, este destul de dificil să o restabilești după. Și, într-adevăr, pe termen lung apar probleme de sănătate. Da, deci trebuie să luăm în calcul și aceste aspecte, pentru că noi nu căutăm să obținem un efect pe termen scurt, să zicem că am reușit cumva să slăbim 3-4 kg și mai apoi ne reîntoarcem la vechiul stil de viață. Și știu din ce am mai citit,
că am dat jos 3-4 kg și punem mai apoi 6 kg când revenim la vechiul stil de viață, pentru că na, corpul cere ceea ce tu ai încercat să nu-i dai timp de 3-4 săptămâni. Cum vorbesc de metoda înfometării sau eu știu, mai sunt alte diete în care mănânci doar carne și așa mai departe. Și tocmai de aceea, slăbitul nu este ceva pe termen scurt și mâncatul sănătos. Este un stil de viață, de altfel. E un stil de viață slăbitul, alimentația. Alimentația. Alimentația e un stil de viață. Alimentația sănătoasă, regulată, e un stil de viață. De foarte multe ori le explic și femeilor. Încercați să vă alimentați sănătos, să încercați pauzele care le aveți, să nu stați pe dispozitivele mobile sau la televizor. Încercați să vă alimentați. De foarte multe ori, când vă puneți la masă să mâncați, evitați televizorul, evitați telefoanele, pentru că este foarte important alimentația să se creeze, cum ar veni, o ambianță armonioasă în jurul mâncatului, cum ar veni. Iată de ce este important să știm, să fim informați, dar informați corect și să punem în aplicare ceea ce ni se și potrivește, nu? Și spuneai tu că te-a pasionat acest domeniu în momentul în care, unul, ai stat de vorbă cu ale tale cliente și mai aflai câte una cealaltă de la ele, dar și, de asemenea, din ce am citit eu, ai trecut printr-o operație și ți-ai dat seama că ajută mult respiratul. Într-adevăr, acum recent am ajuns la urgență, într-o stare foarte acută, să zic așa, și de urgență am avut o operație clasică la abdomen. Zic deja așa cum este, pentru că are legătură cu, apropo, cu respirația abdominală și practic după o astfel de operație nu ai voie să mănânci, nu ai voie să îți dă, să bei mai mult lichid. Și chiar am observat, fiind în spital, am adăugat kilograme, câteva. Nu aveam voie după această operație să, și nu am voie timp de 3 luni de zile să execut careva exerciții abdominale, sport, mai bine zis, sau să ridic greutăți, sau să fac efort și am început să fac respirația abdominală ușor-ușor. Practic, în momentul respectiv am înțeles mămicile care au născut prin cezareană. Eu am avut două nașteri naturale, eu nu știu ce e aia cezareană, și am înțeles că le pot ajuta mult mai mult, pentru că am aplicat pe propria mea piele această respirație și într-adevăr am scăpat de la 62 de kilograme, am ajuns la 56 de kilograme timp de 2 săptămâni. Prin respirație? Prin respirație. 2 săptămâni cât am stat acasă. Deci operația a avut loc acum aproape 4 săptămâni în urmă. Și eu sunt așa okay. Recent? Și eu sunt ok. Pot să stau, pot să conduc. Păi te-am văzut, n-aș fi spus. Wow! Păi și cum poți să-ți ții cursurile și așa mai departe? Înseamnă că ai o forță și o determinare în tine? Wow! Determinarea este enormă. Felicitări, Elena! Ți-am spus că am citit și azi dimineață mai multe lucruri și am văzut că te-ai zbătut mult în viață și ai știut ce vrei și ai mers și ai obținut. Într-adevăr, așa este. Viața mea, am avut în viață foarte multe încercări. Cred că toată lumea le are. Alții trec mai ușor, alții trec mai greu. Unii sunt ajutați, alții nu. Eu, de mică, probabil am fost un pic și mai diferită la părinți și mereu am... Asta cred că au fost și minusul și plusul cel mai mare, pentru că mereu am făcut ce mi-am dorit și toate scopurile practic au fost îndeplinite. Chiar dacă mi s-a spus nu, am spus că o să fie da. Nu există 2 plus 2 egal cu 4, e 5. Dacă e 5, îți voi demonstra. Cam așa a funcționat și în cazul meu mereu. Ai muncit foarte mult. Și pe lângă faptul că ai muncit, de altfel ai devenit mamă și când erai foarte tânără și cred că și asta te-a ambiționat, nu? Să lupți și mai mult. Într-adevăr, asta m-a ambiționat foarte mult. Practic acum nici nu îmi dau seama cum era să ajung acum la vârsta care o am fără 2 copii. Fără copii. Eu nu-mi imaginez să nu fiu cu copii, practic ei sunt parte din mine, eu sunt parte din ei, suntem o echipă, suntem uneori, parcă suntem, zici că suntem surori și frați,
cam o fetiță și un băiețel. De multe ori merg pe stradă, băiatul deja e mai înalt decât mine, eu și măricel, și mulți cred că e sensorioara. Mai merg la școală, băieții vor să facă cunoștință. Cu mama! Cu mama, cu mama, exact. Cu mama, da, că băiatul tău e la liceu, de altfel. Da, da. Deci când merge mama acolo, e ca la noi, cum s-a întâmplat. Se face coadă la ușă, da? Și când află că e mama, ce spun? Rămân așa. Da. Și sunt, într-adevăr, mă ajută foarte mult și la curățenie, și la gătit. Știu deja să gătească. Cum să nu știe să gătească? Știu să gătească. Mama i-a moștenit, da? Da? Mama i-a învățat. Eu am învățat de la bunica, de la mămica și ei au învățat de la mine. Și ei iau și aplică și ei aceleași tehnici de respirație și așa? Faceți împreună acasă? Încercăm cu cea mică, cea mică mai mult. Cea mică e unde sunt eu, acolo e ea. Ea încearcă să respire, ea încearcă să citească toată informația pe care o pregătesc pentru tot publicul meu. Practic, de foarte multe ori îi dau ei prima să citească absolut tot ce scriu și toate tehnicile pe care le, toate schemele pe care le concep și le construiesc ca să înțeleg dacă un copil de clasa a patra înțelege, va înțelege și un matur. Așa că ei sunt mereu cu mine peste tot. Chiar și asta le-a zis: mami, pleacă, unde pleci? Zic, mami, are o emisiune. Vai, vei fi la TV? Vreau și eu să te văd. De ce nu i-ai luat? Bine, nu trebuie neapărat să fie aici, dar puteau să stea aici. Mi-ar fi plăcut și mie să-i cunosc. Sunt convinsă că îți calcă pe urme și deja au și ei așa un spirit de antreprenor. Da, într-adevăr, într-adevăr e așa. Bine, să copiii se schimbă. Au vrut să facă și dermopigmentare în trecut, acum li se pare ceva, au și nutriția. Da, da, îi văd că o să, nu știu, vor evolua și ei. Încerc să-i susțin în alegerile lor. Practic le dau și foarte multe posibilități de a alege în casă, locuința, îi implic și pe ei 100%. Ceea ce ar trebui să facă fiecare părinte, pentru că noi creștem copii și modelăm caractere, nu creștem copy-paste, adică pe cineva așa cum ne-am dorit noi să fie, să-l transformăm pe copilul nostru, să facă ce visăm noi și așa mai departe. Iată, Răzvan Iana, într-un comentariu pe Facebook, ne spune: salutare, salutare, Alina, suntem la jumătatea săptămânii și mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Alături de Tine. Și noi ne bucurăm, Răzvana. Răzvan, bună, te salutăm! Puiu Mărgelatu, bună seara de la Iași și invitatei dumneavoastră în emisiunea dumneavoastră, domnișoară frumoasă. Bună seara, Puiu, cred că niciuna nu e domnișoară de aici, dar suntem doamne. Sau nu, stai, eu sunt doamnă, tu ești domnișoară. Da. Da. Bună seara, domnișoară. Iată, Răzvan ne mai spune că se bucură să fie alături de noi. Marinela Lupu Bujor, bună seara, bună seara, Marinela, ne bucurăm că ești și tu alături de noi în această seară. Și Olimpia Oltean este alături de noi și ne spune: bună seara, bună seara, Olimpia. Dragilor, dacă aveți întrebări pentru Elena, invitata mea din această seară, puteți să lăsați întrebările voastre în live-ul de pe Facebook sau YouTube A7 TV. Scrieți acolo toate întrebările pe care le aveți și eu le transmit mai departe Elenei. Răzvan ne mai spune: te felicit din toată inima, Alina, pentru acest subiect foarte frumos și extraordinar despre slăbit. Mulțumim, Răzvan. Chiar bine că ai lăsat comentariul, că voiam să întreb pe Elena și uite că mi-am adus aminte. Toate aceste lucruri pe care le-am discutat noi se aplică atât la femei și la bărbați sau sunt anumite diferențe? Cu siguranță se aplică și la femei și la bărbați. Cum să nu? Doar se fac mici excepții. Femeile însărcinate, persoanele care au probleme cardiace, persoanele care sunt tot felul de interdicții, să zic așa, persoanelor unora care au problemele într-adevăr de sănătate. Ei știu cel mai bine care sunt, dar ar putea să lase mesaje și am putea să dezvoltăm acest subiect chiar și pe pagina mea de Facebook, dar în primul rând, cum am spus, chiar și un începător, dacă acum ar încerca să execute ce am respirat noi, va simți în primul rând un vertij. Dar să nu vă panicați, e ceva normal inițial să simțiți așa ceva. Ca amețim un pic, da? Da. Dar hai să mai facem un exercițiu. Ce spui? Hai. Te rog. Deci pui mâna pe abdomen, trebuie neapărat să simți cum inspiri aerul în abdomen. Practic, tot aerul intră în abdomen și crește. Deci să nu ne jenăm. Că avem o scuză acum dacă ne-a crescut abdomenul. Am inspirat mult aer. E un număr, tu respiri.
că eu nu pot să, de... nu pot să număr. Bun, care... eu fac ce îmi spui, doar o să mă concentrez. Așa, ce să fac? Să inspir? Da. Sau să expir? Trebuie să inspir aerul. Pe nas. Pe nas. Inspir aerul pe nas și umpli abdomenul cu aer. Eu voi număra până la 3. Ah. Iar după vei expira aerul pe gură, lent, ușor, iar eu voi număra până la 6. Ok. Ok. Hai să vedem. Și voi, dragilor, toți cei de acasă, nu, să facă și ei. Da? Facem toți cei care ne urmăriți, să faceți și voi asta, nu doar eu. Acum eu fac că sunt și eu un platou și îmi doresc, dar voi cei de acasă puneți în practică și chiar în fiecare zi putem să facem asta și cine știe, dați mesaje că ați slăbit câte un kilogram, două. Acum nu mai e necesar să punem degetul pe nară. Doar să umplem neapărat abdomenul, nu pieptul, dar abdomenul. Ambele mâinile țin pe abdomen sau doar una? Una sau două. Nu contează. Una sau două, da. Bun. Începem. Uh-huh. Număr până la 3, inspir până la 3. 1, 2, 3, expirăm până la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirăm, 1, 2, 3, expirăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încă, de tot, trebuie să expir de tot, tot. Să ne dăm tot aerul. Știi ce mă gândeam? Pe lângă faptul că o să mă ajute să slăbesc, mă ajută foarte mult pentru că atunci când prezentăm trebuie să avem și noi o tehnică de inspirație și de expirație. Mai ales când citim de pe prompter și avem un text foarte lung, trebuie să știm cum să ne dozăm toate cele, astfel încât să nu apară acel știi când citești un text? Cum îți iei aerul. Și atunci este foarte important, iată, să știi să-ți controlezi respirația. Și atunci o să mă ajute și la prezentat. Să știi că dacă execuți această tehnică înainte de prezentare, practic, dacă tu neapărat vei face această respirație corectă și anume inspiri aerul în abdomen, dar nu în piept, să observi cum vocea ta va deveni mai impunătoare. Dacă respirația va avea loc doar, inspirația va avea loc doar în piept, nu în abdomen, nu vei fi atât de impunătoare în fața publicului. Așa că neapărat... Ați pus-o! Am aflat cum să mă impun. Deci, de câte ori aș putea să fac această tehnică? De 10 ori. De 10 ori? De 10 ori în fiecare dimineață. Deci, oricine acasă poate să facă asta și nu costă nimic. Asta e partea cea mai frumoasă. Da. Mai că mi-a plăcut așa de mult că aș face de încă 7 ori. Bine, persoanele care nu au timp ar putea să facă această respirație și în mașină, chiar și persoanele care stau în trafic, că am văzut că în București e foarte mare traficul. Eu încerc timpul din trafic să-l folosesc eficient. Știi că am amețit, scuze. Ai amețit un pic. Am tras prea chiar puternic. Am vrut să te întreb cum te simți. Acum mi-am dat seama, zis, opa, stai. Da. Dar eu recomand neapărat să execute aceste tehnici de respirație afară, undeva afară, în pădure, la aer curat, nu doar în casă. Adică să fie și proaspăt aerul pe care îl inspirăm. Să fie și proaspăt, curat. Da, curat. Mergem în Brașov, apropo, puteți să câștigați, iată, mergeți la Brașov acolo și acolo puteți să faceți aceste tehnici. Două exerciții am învățat de la Elena, sunt convinsă că tu mai ai multe, dar sunt în cursurile tale și în maraton. Știu că ai zis că este un maraton acum. Te invit cu mare drag, te rog. Da. Pe data de 10 noiembrie începe maratonul. Vine, cât durează? 30 de zile. 30 de zile? Vei fi senzațională până la Crăciun. Așadar, eu o să-i țin la curent, să știi. Deci pe 10 noiembrie încep un maraton în fiecare zi? În fiecare zi. Am pregătit de fapt o pagină de Instagram aparte, special pentru persoanele care vor executa această tehnică de respirație. Pe acea pagină de Instagram voi publica videouri explicative despre meditație, respirație, mult mai multă informație decât am vorbit noi aici, evident, mult mai multă. Am bănuit eu, dar eu tot am tras de limbă. Și despre nutriție, neapărat nutriția. Și voi executa eu chiar exercițiile astea de body flex împreună cu respirație, exercițiile în dinamice și statice și respectiv voi invita și alți nutriționiști, să mai auzim ce spun și ei, psihologi, gastroenterologi și alți specialiști pentru a ne spune cât mai multe informații despre noi.
Foarte bine, uite, eu când am discutat noi, nu m-am gândit la asta, dar mi-a venit exact înainte de live ideea de maraton, că tot îmi povestea, eu nu știam de el, vezi, m-am informat, am văzut că scrie ceva la tine pe Facebook acolo și ai făcut un grup, am intrat, ți-am zis că îmi fac bine documentarea înainte, am intrat să văd, am văzut că e vorba de ceva, e pe privat, azi mă lasă că o întreb eu pe Elena. Dar dacă pe 10 noiembrie începe, deci pe 10 decembrie cumva e gata maratonul. Da. Și o să arăt impecabil. Arăți impecabil. Chiar începând cu primele 5 zile vei vedea că ai scăzut practic 2 kg. Dar bine, de data aceasta, până acum toate maratoanele care se petreceau practic pe canalele închise de socializare, toate femeile se cântăreau și zilnic îmi arătau poza la cântar, poza la casoletele cu mâncare. Deci eu totul verificam în fiecare seară și în fiecare dimineață. De data aceasta nu voi mai stresa oamenii cu cântarul. Toată lumea va îmbrăca o haină sau o rochie preferată, before vor face o poză și peste 7 zile vor îmbrăca acea rochie. Deci te asigur că vei vedea schimbări timp de 7 zile. Deci să caut rochia aia la care n-am reușit să închid fermoarul, da? Sau oricare, neapărat și... care nu o poți să închizi fermoarul, oricare care poate chiar îți vine acum. Vei vedea peste 7 zile cum într-adevăr stă pe tine rochia. Frumos. Abia așteptăm, hai să vedem ce spun și telespectatorii noștri. Iată, Puiu Mărgelatu, bună seara de la Iași. Mă uitam la... Se uită la domniță, ne povestește unde te uiți la televizor. Foarte frumos și la noi. Ne bucurăm. Foarte bine, Puiu. De asemenea, Anișoara Movila, bună seara de la Țibănești. Frumoasă emisiune. Bună seara, Anișoara. Țibănești, iată. Țibănești. Da. Victor Aș Victor ne scrie, bună seara, pe timp de corona, respirația cu mască nu mai benefică, nu se poate numi. Plăcut ar fi mișcările în pădure sau zonele retrase de oraș. Exact ceea ce a spus și Elena, iată, dacă doriți să faceți aceste exerciții de respirație, bineînțeles că nu le faceți cu mască și unde e... Era de la sine înțeles, dar mă bucur că ai precizat și tu, Elena, și de altfel și tu, Victoraș, nu să încercăm aceste exerciții cu mască pe nas, nu? Că dacă eu am amețit în platou fără mască, imaginați-vă să avem și masca și ne apucăm să facem exerciții de respirație. Nu e bine. Nu e bine. Fără mască. Fără mască. Fără mască, mergeți undeva în munți, aveți grijă la urși, prin păduri, eu știu, la țară undeva și acolo puteți să faceți sau dacă nu aveți posibilitatea până la urmă și pe balcon la voi sau undeva să fiți în natură sau acasă dacă știți că este aerul cât de cât ok, purificat. Eu mai folosesc uleiuri esențiale, diffuser și, și tu? Îmi place. Cât am văzut, da. Da, folosesc în fiecare seară. Și atunci știu bine că aerul este proaspăt în casă și e și benefic de altfel. Și atunci pot să fac aceste exerciții chiar și seara, înainte să mă pun să dorm. Nu? Sau îmi dă prea multă energie? E indicat mai mult. Mai bine dimineața? Mai bine dimineața, da. Îți dă prea multă energie seara. Dar ai putea seara să faci un pic de meditație. Dar despre asta de pe 10 noiembrie. Ce vreți să mai întreb, să mai trag de limbă, că ne-a dat deja două exerciții. Poate ne mai spune ceva. De altfel, Elena... m-am uitat că mai avem doar 3 minute. A trecut timpul nostru așa foarte repede. Cum a fost? Foarte, foarte bine. Inițial am avut emoții ca de obicei, ca oricine probabil care vine la emisiune, dar după sunt ok. Ești ok, a fost bine. A fost bine. Am făcut două exerciții. Câte exerciții de respirație cunoști? Depinde foarte mult pentru, de exemplu, eu cunosc multe exerciții de respirație, dar se aplică în dependență de persoanele care au avansat. Deci nu poți să unui începător să număr până la 7 sau până la 8, da? Și să amețească de tot. Da. Da, deci asta e important și e foarte important și cât timp ne ținem respirația sau nu ținem, expirăm, da? Și de asemenea să știe cineva ce facem, că dacă eu mă apuc de una singură și să zic că fac exercițiul acesta și inspir număr până la 5 și apoi expir până la 10, s-ar putea să amețesc puțin mai mult. Într-adevăr, și mai ales dacă este aplicată și tehnica de body flex statică sau dinamică, adică chiar ne mișcăm în timp ce respirăm, într-adevăr este destul de dificil. Oamenii trebuie mai întâi de toate să respire corect. Da. Corect, respirația normală să o avem corectă pe nas, să umplem burta cu abdomen, să umplem cu aer și să inspirăm, să expirăm corect.
Asta e cel mai important. E bine să mai existe oameni așa ca tine care să ne readucă aminte că e importantă respirația și astăzi în mașină, în timp ce veneam spre muncă, pentru că știam că o să discut despre asta, îți mărturisesc că încercam să respir cât mai corect. Noi uităm câteodată și nu ne dăm seama de cât de multe ori, practic nici nu respirăm așa, parcă ne grăbim imediat, hai, repede, ca să pot să vorbesc sau eu știu, suntem așa de agitați că nu ne concentrăm deloc pe cât respirăm, pe cât nu respirăm. Într-adevăr. Da. Și eu la fel acum stăteam și așteptam să intru și eram așa emoționată. Zic, cum să pot să fiu eu emoționată dacă eu dețin tehnica de respirație? Și am început să respir lent. Și a funcționat. Normal că a funcționat. Cum să nu funcționeze? Ei, uite, dragi domni, dacă doriți să aveți acasă doamne liniștite și relaxate, scrieți-le să învețe tehnica respirației și când se întâmplă ceva. Da? Și suntem... mai ok, de fapt în cuplu să meargă, pentru că și domnii știm foarte bine că nu stau bine cu nervii. Iulica Lurcișin ne spune așa, bună seara din Chișinău, am cunoscut-o pe Elena ceva timp în urmă și îi sunt foarte mulțumitoare. Iată. Te salutăm. Vezi? Te salut. Te salut, te pup. Da, ne bucurăm. Într-adevăr, Elena este o persoană deosebită și, după cum am spus, și pe mine m-a impresionat tot ceea ce am citit în această dimineață. Însă mai multe despre ea și cu ea și despre tot ceea ce face puteți să aflați și să urmăriți pe Instagram. Ne spui cum ești pe Instagram, pe Facebook, cum te putem găsi? Peste tot Elena Fedorcan. Elena Fedorcan. Dar pagina de nutriție se numește Equilibrium Nutrition și vine de la un tatuaj, puțin am vorbit despre istoria asta, vine de la un tatuaj care a fost executat chiar aici în dreptul inimii în anul 2018. Din momentul respectiv, din anul respectiv, am început să caut echilibru. Și am zis că îmi tatuez cuvântul equilibrium, adică echilibru, adică din latină, a equilibrium, și am început din momentul respectiv să caut echilibru. Și asta s-a întâmplat ușor, ușor în timp și treptat. Ce frumoasă poveste, de altfel nu mai avem foarte mult timp, dar iar văd că la ușă s-a făcut coadă. Mă, te așteaptă colegii mei, ba vor să vadă tatuajul, ba spun întreabă mai multe, ba... Închide ușa și lasă-mă să-mi termin emisiunea. Mai sunt extraordinar colegii ăștia, dar sunt convinsă că de altfel cine ne-a mai urmărit și o să vezi pe Instagram, probabil deja ai primit cereri de prietenie. Eu îți mulțumesc mult pentru prezență și îți mulțumesc pentru că iată ai venit la alături de tine și ai împărtășit cu noi niște lucruri foarte minunate de altfel. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitația, abia aștept să mai vin. Da? Da, o să mai fie și colegii mei sunt convinsă că abia așteaptă. Și vă învăț pe toți să respirăm corect. Da, da, trebuie să învățăm în echipă, așa, să învățăm să respirăm corect, astfel încât nici să nu ne mai enervăm la locul de muncă și să ne facem treaba bine și să nu vă mai rog de 5 ori să faceți un lucru. Da, îți mulțumesc mult pentru prezența, Elena. Mulțumim și. Dragii mei, iată, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi până acum, însă știți bine că aici, la alături de tine, nu se încheie seara, ci mai am două invitate deosebite, Diana Pârge și Izabela Juncu. Cu Diana, care este psiholog, o să discutăm mai multe despre legătura dintre miros și, iată, partea aceasta psihică, și cu Izabela o să discutăm despre cum putem să ne alegem parfumul potrivit și ce legătură are acesta cu brandingul personal. Însă mai multe după o scurtă pauză. Nu plecați, rămâneți alături de noi. Gata. Cum a fost? Foarte bine, ai ieșit minunat. Da, da. Foarte, foarte, foarte. Nu, ai fost foarte bine. Cum? Da. Simțeam cum curge transpirația. Picătura, da, simțeam cum curge. Și la un moment dat a stat așa. Da, n-am văzut nimic. Vrei să facem? Hai să mai facem încă o poză. Tu respiri? Da, deci să-i fi văzut pe aici deschidea ușa, știi? Și-am întors capul. Dar nu s-a văzut, că era filmarea. Nu s-a văzut. Da. Aici, cred, aici e colțul în care... Iartă-mă. Tu aici și de acolo să fie făcută fotografia. Nu. Eu și nu. Unde? Elena, așa. De acolo că... Da. Și unde aici? Da. Ok. Stai să văd. Da. Și părul. Cine, eu sau tu? Eu? Cred că eu, dar na.
Eu nu m-am apucat încă de exerciții. Dar fă de jos, mai de jos, de acolo. De la înălțimea mea, sigur, este de mine. Da. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc tare mult. Și eu. A fost foarte, foarte bine. A fost bine? Foarte bine, a fost, aveai ceva. Vă mulțumesc, fetelor, și eu, și mă bucur că v-am revăzut. A ieșit minunat. Și vă aștept, da, două. La maraton. La maraton? Da, pe să știi că vreau. Da. WhatsApp, îți dau level 3. Ok, și mă apuc, chiar mă apuc. Da. Să vedem aici după aia ce reacție o să fie. Te îmbrățișez. Te pup și eu. Ne auzim pe mail. Da. Să aveți o seară frumoasă. Ce să vă zic? Vă conduc colegii mei. Pa, pa, v-am pupat! Așa, aici cum să procedăm? Pentru că este foarte aproape... Da? Oh, ok. Dragilor, nu plecați! N-am uitat de voi! Știu că încă suntem live pe Facebook și pe YouTube, de asemenea, și știu foarte bine că sunteți aici alături de noi. După cum ați văzut, mi-am luat la revedere de la invitata mea și de la colega ei cu care a venit și acum o aștept pe cea de-a doua invitata mea. Ca să discutăm mai multe. Pregătim platoul pentru voi. Ca să vedeți cât de importantă... Mai, nu mi-ai condus invitatele? Ca să vedeți cât de importantă este lumina, o să vă arăt ceva foarte interesant. Iată, dacă eu stau aici, mă văd foarte bine, în sensul în care arăt foarte bine la TV. Dacă mă apropii tot mai mult de voi, o să vedeți cum se face tot mai întuneric și apar umbrele. Da? Ia să văd și eu aici. Deci, iată, cât de importantă este lumina atunci când vine vorba de o filmare și nu numai. Tocmai de aceea, dacă fotografiați sau filmați sau doriți să scoateți ceva în evidență, căutați lumina potrivită, unghiul potrivit care este pentru voi. Iată, v-am arătat așa ceva din culise, ce se întâmplă în TV. Dacă nu avem lumina potrivită, nu arată lucrurile foarte bine. Colegii mei, cred că au stat, cât ați stat până ați găsit lumina potrivită? 10 minute. Dar asta, pentru că era presetată, au stat 10-15 minute. Dar până să găsim toate setările și așa, cred că aproape toată luna august le-ați tot învârtit pe aici. Au stat ai mei colegi foarte mult ca să descopere lumina potrivită pentru... platou. Deci? Mai târziu, da. Te pup, Diana. Ce faci? Aoleu, stai că ți-am adus ceva să-ți dai eventual în emisiune. Du-te, așa, da, drăguț. Hai că avem timp. Am timp? Da, 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 da. Vă dau și o cană cu apă, pe care o dau colegului meu, unuia dintre colegi. Poftiți, poftiți, stai să o arăt așa. Ia să mă mai uit, eu să văd ce mai spuneți voi. Răzvan, Iana, încă două subiecte foarte frumoase din ora aceasta la emisiunea alături de tine. Așa este, Răzvan, îmi aștept invitatele și mai avem două subiecte minunate, extraordinare de altfel. Și mă mai uit la comentariile voastre acum. Dar ia să postez și eu ceva pe Instagram, de ce nu? Dragii mei, mai avem un minut și intrăm pe cablu, pe A7 TV. Puteți să ne urmăriți live și pe Facebook, pe YouTube. Alături de mine este Diana, prima mea invitată, Diana Pârje, psiholog. Și, după cum am spus, intrați pe Facebook, YouTube, A7 TV și dacă aveți televizorul, deschideți-l și puneți-l pe A7 TV. Ce faci? Bine, tu ce faci, cum bine. Ești? Ai fost în Dubai, da? Bine, da, azi noapte am venit. De fapt, când mi-ai scris, tocmai ce aterizasem. Cum a fost? Frumos! Stai să te tăguiesc aici. Mi-a plăcut foarte mult Dubai. Și eu am fost în Dubai, dar acum vreo 3 ani, da, cred. Eu vreau să cam mai merg neapărat, mi-a plăcut da. Prea mult. Și mie mi-a plăcut maxim. Gata, te-am tăguit și pe tine. Dar cât o să stau cu tine? 15 minute? 15-20 de minute, cam așa. Și
să vedem ce spune Adrian, dacă după aceste... Adrian, după cele 15-20 de minute, Diana rămâne sau pleacă Diana și intră Izabela? Să întrebi asta ca să avem... Da? Ok. Îți spun eu, îți fac semn. Dacă pleci, îți spun... Dragii mei, am revenit în platoul alături de tine și pe cablu. Știam foarte bine că pe Facebook și YouTube, iată, am fost până acum live. Așadar, am revenit în platoul alături de tine. Eu sunt Alina Iloi Mureșan și urmează cea de-a doua parte a acestei ediții, în care o să discutăm despre miros, parfum, despre starea de bine, despre ce efect are un parfum asupra psihicului nostru și multe altele, dar nu vă mai spun eu din culise tare multe, pentru că invitata mea de aici, Diana Pârje, psiholog, este alături de noi. Bună seara, Diana! Bună seara și bine te-a regăsit cu un subiect foarte plăcut și foarte drag mie, pentru că sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă mirosuri și parfumuri. Mă bucur, uite ce te-am nimerit. Da. De altfel, cred că foarte multe femei sunt îndrăgostite de parfum, de miros. Și mie mi-a rămas de când eram micuță, nu mai știu dacă era o replică dintr-un film sau ceva ce am citit într-o carte. Scria acolo că mirosul unei persoane îl uităm abia după vreo 20 de ani sau ceva de genul, rămâne adânc impregnat în amintirea noastră și chiar dacă nu putem să vedem pe cineva, dacă îi simțim mirosul, știm despre cine este vorba. Și mi s-a părut extraordinar. Da, este foarte interesant pentru că toate mamiferele au dezvoltat acest sistem limbic, care este de fapt creierul nostru emoțional. Și el este responsabil de comunicarea cu tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător. Deci, practic, este acel simț care nu are conștiință. Și noi putem să mirosim un parfum și imediat ne duce cu gândul la o amintire, la o persoană, la o relație, la un eveniment. Da? De aceea oamenii când miros anumite esențe, poate retrăiesc anumite stări, emoții, evenimente. Și atunci, într-adevăr, fără să ne dăm seama, brusc intrăm în acea stare pe care am simțit-o cumva de mult. Sau cum ai spus tu, ne aducem aminte de o persoană. Da, iată ce frumos, dacă stăm să ne gândim cum funcționează psihicul nostru și cum putem să, practic, să retrăim anumite emoții, anumite sentimente, doar mirosind parfumul unei persoane. Ți s-a întâmplat vreodată, poate să intri într-un lift sau într-o încăpere și să simți așa parfumul cuiva, un miros, și să te ducă cu gândul la cineva anume? Da. Da, chiar mi s-a întâmplat. Poate pentru că mi se părea cunoscut acel parfum și poate îl știam de la o altă persoană, sau pur și simplu, așa cum am zis, creierul asociază inconștient anumite miresme cu o persoană, cu personalitatea cuiva. Și cumva te gândești, wow, acest parfum îmi inspiră personalitatea puternică a, nu știu, mamei mele sau personalitatea suavă și delicată a prietenei mele. Și fără să ne dăm seama, creierul ne duce cu gândul către diferite direcții. Eu văd că ai venit cu ceva, nu știu, acolo, pare... Da, este un ulei de parfum pe care ți l-am adus din Dubai. Dacă ai venit aseară. Da. Și sper să-ți placă. Acum nu știu dacă te-am nimerit. Eu îți mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult sticluța. Da, mi s-a părut foarte drăguță. E ca din acele filme, știi, când deschizi cu zeițe. Și așa îmi spune băiatul meu, Ricci, că sunt o regină. Iată, parfumul reginei. Ce frumos. Foarte frumos. Vrei să-l testezi? Da, te rog, da. Ia, așa, da? Da, da, da. Și poți să dai puțin pe mână. Aici, așa. Da. Miroase foarte frumos. Rezonează cu tine? Îmi place, să știi, chiar îmi place. La ce anume te duce cu gândul? Stai că să mai spun că îmi place așa mult că vreau să mai miros. Să știi că așa mi-aduce o stare de spirit așa de liniște, dar pe lângă liniște, parcă mă face să visez.
Știi? E așa, frumos. Da. Mă face să visez, să mă gândesc că doar la emoții pozitive să simt așa, știi? Că totul va fi bine, că totul este în regulă. Eu nu știu ce are, știi? Ce are în... Din câte știu, are ambră, nu știu dacă se simte foarte pregnant, dar fiind o combinație, ele nu se simt, nu se simte o esență anume, dar este în același timp și floral. Da, am simțit mirosul ăsta așa de flori din prima. E din Dubai, l-ai adus, îți mulțumesc tare mult, ce drăguț ești. Mare drag. E așa ceva... Mie îmi plac și în general, parfumurile arăbești sunt foarte tari, dar ei combină foarte multe esențe și eu l-am ales pe acesta floral. Păi să știi că aceasta a fost surpriza mea. Personalitatea ta este una așa foarte delicată, foarte exuberantă în același timp și eu te văd pe tine ca pe o floare și am zis că acest parfum ți s-ar potrivi foarte bine. Și nu doar că e foarte frumos și îmi place, dar am avut o surpriză, pentru că îți spun sincer, când mi-ai spus că l-ai adus din Dubai acum, m-am gândit automat la Mosc, pentru că toată lumea, când aude de Dubai, Mosc, toate sunt parfumurile acelea orientale, da, cu mirosul specific. Și chiar la asta mă așteptam. Când am desfăcut, am zis să vezi că o să fie miros oriental. Și surpriza mea a fost că nu. A fost mirosul acesta floral și fresh și foarte plăcut. Ți-am zis, e foarte plăcut. Îmi vine să-l tot miros. Ce frumos! Da. Și uite, apropo de asta, citeam că în Japonia, spre exemplu, de fapt s-au făcut foarte multe teste de către psihologi, cercetători și s-a demonstrat că anumite flori sau anumite esențe, într-adevăr, au legătură directă cu stările noastre. Spre exemplu, lavanda te relaxează și reduce stările de anxietate. Neroli, spre exemplu, te ajută să calmezi stresul. Citricele te înviorează și ridică buna dispoziție. Iar în Japonia, pentru că angajații companiilor vor ca, nu angajații, directorii companiilor vor ca angajații să fie foarte productivi și ce fac? Au diferite odorizante în încăperi deschise și dimineața se pulverizează citrice și lămâie ca să ridice energia. Apoi, după amiaza, neroli pentru a reduce stresul și a ajuta iarăși la productivitate. Iar pe seară, când angajații deja urmează să plece acasă, ceva relaxant pentru a-și încheia ziua într-o manieră pozitivă. Și mi s-a părut foarte interesant și ceva foarte bine gândit. Pentru că încă din antichitate, în China, chiar și în India, aceste parfumuri erau folosite ca terapie. Da, de altfel, la fel cum sunt și uleiurile esențiale, sunt folosite acum ca terapie, pentru că le difuzezi și mirosul acestora fie îți schimbă starea de spirit, fie te ajută să te liniștești, să respiri mai bine și așa mai departe. Ne-ai dat o idee, iată, dragilor, mâine să venim să pulverizăm pe aici, pe la A7, să avem mereu energie, să fim într-o stare foarte bună. De multe ori m-am gândit eu să aduc un difuzor pe aici și să... Da, ar fi minunat. Îți dai seama, aș schimba starea de spirit a invitaților, n-o să, nu vor mai dori să plece, păcat că n-ajunge și dincolo de ecran. Și își vor aduce aminte de tine și vor spune, vai, ce bine m-am simțit în emisiune la Alina. Pentru că ei vor asocia acel miros plăcut cu tine, cu imaginea ta și cu ceea ce s-a întâmplat aici. Cine știe, poate mă gândesc eu la o variantă să punem în aplicare acest plan. Iată, Maria Laura ne scrie așa, creierul nostru emoțional stochează atât aspecte pozitive cât și negative. Avem o memorie emoțională. În anumite contexte de viață, creierul face conexiuni între amintirea stocată și împrejurarea asemănătoare. Mia din Arad, psiholog, ne spune. Te salutăm, Maria, ne bucurăm, iată, de acest mesaj. Într-adevăr, creierul nostru stochează atât emoții pozitive cât și negative și, după cum am spus, multe sunt legate fix de miros. Și am pus eu denumirea din această seară dacă ne schimbă parfumul starea de spirit sau nu. Cred că deja am stabilit că da. Da, cu siguranță ne schimbă foarte mult. Eu am testat acest lucru pe mine și se spune că dacă chiar vrei să începi ziua într-o stare cât mai bună sau să o menții, să nu pleci din casă fără parfum. Acesta era, dacă nu mă înșel, chiar un îndemn al lui Coco Chanel. Da, păi și mai ales dacă vrem să oferim și ceva și celorlalți, știi? Că nu ne dăm cu parfum doar pentru noi, pentru exact, starea noastră de spirit, ci automat schimbăm cumva starea și celorlalți. Că dacă intrăm într-o încăpere, a, ce bine miroși, cu ce te-ai dat, ce frumos. E și un subiect de conversație. Da. E și o modalitate de a schimba starea celorlalți. Și de ce nu să-ți faci simțită prezența
și să rămână acolo, să fie memorabilă, adică data viitoare când te întorci, să știe, opa, stai că vine Diana. Da, și mie mi se pare personal cel mai frumos accesoriu al unei femei. Deci mie se pare că orice ținută sau orice rochie ai purta nu este completă dacă nu pui parfumul care să te reprezinte. Să știi că noi avem și un telefon în direct în această seară, chiar de la un psiholog clinician. Iată, ne bucurăm că a sunat aici la Alături de Tine. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că am reușit să intrăm în direct. Sunt Maria din Arad, psiholog clinician, și îmi plac foarte mult neuroștiințele. Așadar, ceea ce a spus invitata dumneavoastră, sunt în total acord. Creierul emoțional pe care îl avem stochează atât amintiri pozitive cât și amintiri negative. Avem o bancă de emoții, banca noastră emoțională, în special în amigdala limbică. În amigdala emoțională, nu în acel organ limfoid pe care îl avem în calitatea bucală și care ne apără de virus, ci amigdala limbică sau amigdala emoțională, care face parte din sistemul nostru emoțional. Așa se face când ne amintim, spre exemplu, despre prima iubire, primul sărut, prima experiență. În creierul emoțional se stochează amintirea aceea. Bun, până aici toate bune. Avem o întâmplare pozitivă sau, din potrivă, una negativă. Cum se face că anumite împrejurări fac conexiuni cu acele întâmplări? Ei, foarte bine. Sunt împrejurări de viață prin care noi trecem, pe care le străbatem. Și atunci, la o mormântare, zicem, îmi amintește și mie ce am trăit când mi-am înmormântat o rudă și ce simți. Sau o împrejurare fericită. Creierul nostru, în anumite împrejurări, își amintește și el. La o cununie civilă, în mod automat îți amintești ziua în care a avut, s-a oficiat căsătoria ta și toate emoțiile se duc așa ca într-un domino, toate emoțiile vin pe bandă. Creierul nostru stochează informații. Nu le putem pe toate amintirile să le avem în același moment, ci el își extrage, în funcție de împrejurările prin care trecem, își extrage din bancă amintirea care are nevoie. Și așa se întâmplă că facem aceste conexiuni. Doamna psiholog, eu vreau să vă mai întreb dacă putem cumva să influențăm creierul să-și extragă amintirea pe care o dorim noi? Cred că împrejurările... La ce vă referiți dumneavoastră? Vă referiți la, și la, nu numai la, la memoria afectivă. Probabil vă amintiți, vă gândiți și la memoria pe baza gândirii. Da. Dar ele fac conexiune, pentru că orice idee are și o emoție. Știm acest lucru. Noi putem, prin terapie sau cam așa, putem să încercăm să controlăm acele lucruri negative de care ne izbește viața în împrejurări, în care parcă simțim că reexperimentăm acea emoție negativă. Niciun psiholog nu vindecă pentru totdeauna, să terminăm cu mitul acesta al psihologiei, vindecă doar Dumnezeu. Noi putem să ajutăm oamenii să trăiască cu acele experiențe mai puțin plăcute. Cele plăcute, da, pe acestea le vrem. Și putem să ne amintim de ele și în funcție de ce evenimente preferăm. Dacă o să ne ducem sau să vizionăm numai filme de groază, creierul nostru nu va veni să ne spună nouă ce fericire am simțit cândva. Și el va scoate fricile din noi și va scoate împrejurările negative din noi. Deci putem să stimulăm, în ghilimele spus, cumva creierul nostru ca să ne ducă în acea atmosferă pozitivă, nu de visare ireală, ci să ne ducă într-un câmp de margarete, pe care eu îl visez de multe ori, e câmpul copilăriei mele.
Doamna psiholog, știți ce vă propun eu? Pentru că, iată, vă văd foarte bine informată și îmi place mult ceea ce ne spuneți. Cred că ar merita o ediție întreagă acest subiect pe care îl avem și chiar vă propun, dacă reușiți vreodată, să veniți în platoul A7 TV sau, dacă nu, să luăm legătura, să aveți o intervenție prin Zoom sau Skype, pentru că doresc să vă și văd. Și colegii mei o să ia legătura cu dumneavoastră, să vedem dacă putem să facem cumva să vă aducem aici în platoul nostru A7 TV sau, dacă nu, să aveți o intervenție prin Skype sau Zoom. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru telefon. Este o onoare că v-am cunoscut și așa, iată, am mai cunoscut încă un psiholog. Mie îmi place foarte mult să am în emisiune psihologi. Da. Așa că sper să ne cunoaștem și personal, să vă avem chiar aici în platou. Pot să vă dau un răspuns și vă las, că nu vreau să vă răpesc din timp. Deci eu lucrez de cel puțin 20 de ani cu Speranța TV, deci sunt obișnuită. Am lucrat 8 ani în mass media, am coordonat activități în sensul acesta, deci sunt obișnuită cu mass media și, într-adevăr, da, și eu doresc, dar va trebui să notați numărul acesta. Colegii mei o să se ocupe de acest lucru. Acum așa, suntem în direct și nu am vrea să lăsați numărul în direct. Am încheiat, da, stabilim. Așa facem. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Succes, seară bună și invitate și dumneavoastră și tuturor. Vă dorim tare mult, la fel și dumneavoastră, o seară cât mai frumoasă. Păstrăm legătura și cine știe, poate chiar o să ne cunoaștem și personal aici. Dragii mei, după cum bine ați văzut, iată, și la TV, a venit și Isabela. Ați văzut-o pe Isabela. Bună seara, Isabela, ce faci? Bună seara! Uite, bine, mă gândeam să vă dau cu parfum. V-ați dat cu parfum? Ne-am dat puțin, dar vrem. Stai seama că abia așteptam să fac asta. Mai ales că rocheta se potrivește perfect cu acest parfum. Știu că trebuie să aștept de la tine. Da, ăsta este parfumul pe care l-am aplicat acum. Conține o cantitate extrem de mare de neroli. Uh-huh. Neroli, de obicei, mă las să fac cu partea cealaltă. Neroli este chiar aroma mea preferată. Da, eu credeam că trandafirul, dar... Și trandafirul, dar și neroli. Așa. Dragii mei, deci iată, vreau să vă spun că noi aici la Alături de Tine, cred că v-ați dat seama deja, totul facem spontan, asta îmi place cel mai mult, suntem naturali, totul e, doamna psiholog care ne-a sunat, noi nici n-am vorbit, nici n-am cunoscut-o niciodată, ne-a sunat în direct, am răspuns, am vorbit cu dumnea ei. Iată, nici nu știam că Isabela vine să ne dea cu parfum, dar noi ne bucurăm de acest personal lucru. Îmi place foarte mult. Deci acum... Tu știu că mereu îmi urmărești reacția. Dar trebuie să stai acolo să-ți fac o poză, dar vreau să nu mai irosim timp. Mă bucur că m-ai invitat în seara asta aici. Abia aștept să-ți spun câteva noutăți. Știu că tu mereu vii cu noutăți aici la noi și... Suntem fresh acum să ascultăm noutățile Izabelei, să vedem... Nu știu cât de mult vă place ciocolata, dar pot să vă spun că în 1644, la curtenii italieni, amestecau ciocolata caldă cu ambra cenușie. Da, exact. Așa cum știți deja, orga unui parfumier este asemenea unui stup de minuni. Să nu uităm că ingredientele din parfumurile de nișă sunt extrem de prețioase și mai ales cele de natură animalică. Vorbim de acest efect pe care îl are moscul, da? Acest mosc, care de fapt este un animăluț din Pakistan și India, acolo crește în acele păduri. Cuvântul lui în sanscrită, de fapt, înseamnă testicul. Și doar masculul prezintă acest săculeț cu ingredient afrodiziac pe piele, pentru a atrage femeia. Deci mai de acum parfum afrodiziac acum? Trebuie să fur repede acasă după ce încheiem. Eu nu știu ce faci după, dar eu vă invit. Nu, în general, întrebările care mi sunt adresate în ultima perioadă, de ce ne parfumăm, da? Și cum transformăm parfumul într-un personal branding. Cred că ar fi extrem de important să nu uităm, de fapt, care este, de fapt, intenția noastră ca și purtători. Ce dorim să transmitem? Știi ce îți propun? Hai să aflăm. Eu spun eu, Diana spune ce dorește să transmită, tu și telespectatorii, dacă doresc să ne spună și ei, ce vor să transmită atunci când aleg un parfum. Eu, în primul rând, mă gândesc la mine. Când mă dau cu parfum, mă gândesc așa, mă dau cu parfum ca să am o zi minunată, mereu să
Te văd că zâmbești, dar mereu să simt așa mirosul acesta, să mă simt fie fresh, fie câteodată când am chef să fiu mai hotărâtă, mă dau cu un parfum care mă face să mă simt așa mai doamnă și mai hotărâtă. Alteori, când vreau să fiu mai romantică, aleg un parfum floral, când vreau să scriu tot așa ceva de artist, să pot să-mi intru în stare. Deci pentru mine e foarte, foarte important, în primul rând, parfumul pe care îl aleg să-mi dea mie starea pe care doresc să o dau mai departe celor care sunt în jurul meu și la locul de muncă. Hai să te ajut, așa că, uite, masa asta, așa, cei care sunt la locul de muncă și depinde pe unde mai merg. Deci, în primul rând, pentru mine. În al doilea rând, pentru cei din jurul meu, vreau să transmit câte ceva. Diana, tu ce vrei să transmiți? Uite, eu de fiecare dată, în funcție de cum mă îmbrac, mă dau cu parfumul care simt că vreau să-mi completeze acea ținută, adică să fie acel accesoriu unic. Și, spre exemplu, dacă m-am îmbrăcat sport, mă dau cu un parfum care să îmi dea energie. Dacă m-am îmbrăcat elegant, iarăși aleg poate cel mai rafinat parfum, cel mai elegant parfum pe care l-am. Și vreau să îmi intru într-o anumită stare. Dacă, spre exemplu, vreau să mă simt feminină, romantică, îmi dau cu un parfum care conține iasomie. Mie iasomia îmi place foarte mult. Sau trandafirul, Izabela știe. De asta a zis Izabela, da, de trandafir? Da, pentru că eu am mai testat cu ea niște parfumuri cândva, uh-huh, și, într-adevăr, am nimerit un parfum cu un trandafir genial. Și, așa cum am zis, aleg aceste esențe în funcție de cum vreau să mă simt. Sau în funcție de ce stare vreau să creez pentru mine și pentru cei din jur. Izabela, de ce aleg, în primul rând, de ce alegi tu un parfum? Și mai apoi sunt curioasă, clienții tăi, de ce aleg un parfum? Tu ai de-a face zilnic cu persoane care vin la tine și își doresc să le ajut să aleagă parfumul potrivit pentru propria persoană. Da, eu, în primul rând, că m-am născut într-o familie extrem de norocoasă. Parfumul a fost la ordinea zilei. Îți dai seama, de 29 de ani, mătușa mea fiind în această industrie, mi-a fost destul de ușor să fac trecerea profesională spre acest domeniu și spre această lume a ingredientelor. Întotdeauna am învățat, de exemplu, din toate interviurile pe care le-am realizat cu parfumierii celebri, cât de important ar trebui să fie parfumul în viața noastră. Eu îl achiziționez, în primul rând, pentru că sunt obsedată de el și știu că nu ar trebui să avem obsesii, aici doamna psiholog, însă cred că este un viciu plăcut, o obsesie plăcută și, dacă ați observat, este un gest pe care îl efectuează toată lumea. Discutăm inclusiv de oamenii care lucrează pe șantier, inclusiv de profesori, inclusiv de cei care stau acasă, da? Și acum au îmbrățișat cu drag acest curent, cu Zoom call-urile. Și mi se pare că nu ar trebui să fie un scop sau o ocazie pentru care să achiziționăm un parfum. El ar trebui să ne ofere această stare de spirit, să ne potențeze efectiv caracterul nostru și să devină un personal branding. Dacă eu am venit aici, voi deja știați că eu sunt în industria asta de foarte mulți ani, dar dacă merg pe stradă, intru într-un magazin, toată lumea îmi observă parfumul și nu spun asta ca un fel de lipsă de modestie sau pur și simplu observ reacția oamenilor. La fel cum mi-ai spus și tu, și data trecută în platou, s-a simțit, da, de la intrare, este foarte important să miroși bine, dar într-un fel plăcut. Parfumul tău nu ar trebui să deranjeze, nu ar trebui să fie un parfum care să te ține la distanță, ci ar trebui să îți dorești să-l mai simți. Să știi, am mai experimentat asta, sunt anumite persoane care când trec pe lângă mine, abia aștept să treacă pentru că simt că s-au dat cu atâta parfum că mi-e rău, dar e un miros așa, știi, parcă, vai de mine, ai turnat toată sticla pe tine, și sunt persoane care miros la fel de puternic, dar îmi place atât de mult acel miros că mă gândesc, vai, să mai rămână aroma aceasta în încăpere, că miroase extraordinar. Văd că tu pregătești ceva pe acolo, Izabela. Da, deci în primul rând aș vrea să... Diana, cred că știe ceva. Da, eu sunt foarte încântată să vă anunț că pentru toți pasionații de parfumuri de nișă am creat acest card special. Este un card în parteneriat cu Opera Națională București. Arată așa, te rog frumos. Eu cred că am văzut ceva la tine pe Facebook. Da, și ce părere ai, Diana, pentru că tu ai așa tangență, comunitatea noastră, am văzut că ne urmărești acolo, îți mulțumesc frumos pe această cale. Da, eu te admir foarte mult și mi se pare că ți se potrivește atât de bine ceea ce faci, chiar mă gândeam. Îți dai seama, îți mulțumesc frumos, chiar asta spuneam, Alina a reușit să construiască cu această emisiune, pur și simplu, o comunitate de femei notorii, da?
Da, 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 da. Păi mă uitam acum că iată ce frumos scrie și aici Opera Națională București și de altfel avem multe cunoștințe comune, mi-am dat seama. Bine ai spus că am construit o comunitate de femei, foarte multe, se pare că avem o cunoștință în comun și iată, cu toate adorăm parfumul și atunci tu trebuie să fii elementul nostru de legătură. Da, ce putem face cu acest card, Izabela? Scuze că te întrerup, mă uitam și la ceas și atunci vreau să întreb. Deci este, văd că scrie VIP card, deci cine are un asemenea card este very important person. Da, da, acum mă gândeam exact la asta, very important person. Într-adevăr, avem o bază de clienți, aceste carduri au fost emise într-un număr de 200 de carduri exclusive, nominale, sau pur și simplu pentru cei care au ales să-și păstreze identitatea, să zic așa, invizibilă, au fost emise doar cu un număr. Aceste carduri pot fi folosite la partenerii noștri, da? Un lanț, de exemplu, hotelier celebru atât în internațional cât și pe plan local, un restaurant. Am încercat să alegem câte un sector din fiecare industrie. Începând cu industria de beauty, continuând, poate cine știe, și cu zona medicală. Nu ne-am dorit să avem o extindere agresivă. Consider că parteneriatele pe care le-am creat până acum au fost așa, liniștite de bun augur și nu ne doream o creștere extraordinară. Cel mai important și ceea ce mi se pare mie interesant e asocierea cu Opera Națională. Fiecare posesor are acces la un spectacol gratuit în luna lui de naștere. Serios? Deci dacă am acest card, eu în luna iunie pot să mă duc exact. Iată, la un spectacol. Și eu tot în luna iunie. Tot în luna iunie, da. Deci poate ne întâlnim la același exact. Spectacol. Da, trebuie doar cardul. Da, îți trebuie doar cardul și pe lângă asta fiecare posesor primește cadou din partea noastră un parfum. Tocmai pentru că noi ne-am dorit să nu comercializăm nimic, parfumul este oferit cadou în urma unei consultații în parfumeria de nișă, ce poate fi mai elegant. Adică îți alegi singur parfumul, desigur, sub ghidarea unui expert și, de ce nu, există și șansa, pentru că fiecare dintre clienții mei au așa un cadou special, ei au șansa să intre în legătură cu un parfumier din Franța, Italia sau Dubai. Tu doar ce ai venit din Dubai. Da, deci, eu tocmai m-am întors aseară din Dubai. Da, super, și eu trebuie să plec, deci poate că îmi recomanzi niște locuri. Pentru data trecută când am fost în vizită, chiar n-am apucat nimic să vizitezi. Practic, da, bine, întâlnirile pe care noi le avem sunt de obicei cu parfumierii, în locație, în fabrici, nici de cum nu stăm la cafea. Trebuie toată ziua, chiar ziceam că noi ardem ingredientele. Ardem vetiverul. Voi personal? Păi, da, noi, adică toți cei care suntem în industria parfumului și observăm cum se amestecă ingredientele. De exemplu, noi vorbim despre compoziția unui parfum folosind cuvântul buchet. Probabil tu te gândești la un buchet de flori. Noi vorbim buchetul cum a fost compus, unde avem cantitate slabă de ingredient, care sunt notele puternice și dacă se combină. La fel ca și oamenii, unii oameni pot avea o chimie, la fel și ingredientele. Dacă mie mi se resping două ingrediente acolo și îmi fac o reacție în timpul celor 6 ore, da, cam atât observăm noi un parfum, este total o problemă. Înseamnă că nu este combinația potrivită. Și vă dați seama cam cât de greu este în ziua de azi să vii cu ceva nou, să poți să ajungi să fii o casă de parfumuri care să aibă cu adevărat un impact. Parfumul pe care l-am aplicat astăzi pe piele este de origine franceză și are una dintre cele mai prețioase ingrediente în compoziție. Bine, el în compoziția lui având 151 de ingrediente. Deci am putea povesti destul de mult. Cu acesta n-ai mai fost, că eu țin minte toate aromele de parfum. Totdeauna vin cu noutăți la tine, deși vin mai rar, dar când vin vreau să-mi simțiți prezența. Chiar o simțim. Dar cât de bine să fie combinate aceste elemente, astfel încât, uite, eu acum simt acest parfum suav, de această mireasmă de neroli. Și întrebarea este cum anume se combină. La final ajung să se simtă doar notele de vârf sau cele de mijloc. Cred că tu ai putea să ne explici așa. Da, ce drăguță ești. Într-adevăr, piramida olfactivă pe care o știm cu toții ne oferă posibilitatea ca la prima aplicare a unui parfum să simțim notele de vârf. Da? Tocmai de aceea facem achiziții de impuls. Deci am simțit nota de vârf, am și cumpărat, da? E primul impuls, cum ar fi. Da, dacă ești un consumator, pot să spun așa, îndrăzneți, cum sunt și eu. Eu dacă merg într-un mall, pur și simplu primul lucru trebuie să cumpăr un parfum. Dacă intru într-o parfumerie, adică nu pot să mă abțin.
Desigur că notele de mijloc, ele se activează în momentul în care așteptăm să treacă cele 3 ore, da? Iar rocada acestui parfum se întâmplă la fiecare 3 ore. Baza care rămâne într-un final este de fapt structura cea mai importantă a unui parfum. Acolo discutăm de uleiuri prețioase, ulei esențial de lemn de cedru, ulei esențial de vetiver, ulei esențial de lemn de guiac. Lemnul de guiac era folosit în medicina antică pentru tratarea sifilisului. De asta rămâne de exemplu, am testat un parfum de la tine. Știu că m-am dat pe o bluză. Deja făcuse o mini colecție, Adina. Uite așa, de câte ori vin, tot îi mai las, câte o mostră, câte ceva. Am testat un parfum de la tine, m-am dat pe o bluză și am pus apoi bluza în dulap, da? Și peste vreo câteva zile îmi căutam și eu ca acolo o cămașă sau... Și simțeam așa venind un miros puternic din dulap și mă gândeam, oare ce miroase? Și scop bluza, deci au trecut câteva zile, și era mirosul de la parfumul respectiv. Și mi-am dat seama că, uite, băi, da, au trecut vreo 3-4 zile și am zis, uite, încă miroase. E drept că, na, dacă a stat în dulap, cumva s-a conservat un pic mirosul. Dar totuși, niciun alt parfum, să zicem, așa, obișnuit, standard, dar nu cred că ar dura atât de mult să lași bluza câteva zile în dulap și mai apoi încă să miroase bluza acel parfum. Păi, da, noi, de exemplu, folosim câteva bucăți de material, cele pe care le găsiți și în structura unui sacou, pe care imprimăm parfumul în momentul în care testăm. Da? La o sesiune de testare, pur și simplu încercăm să observăm cum se transformă parfumul. Pentru că acum, hai să fim sincere, ne lovim și de un curent destul de puternic din prisma ecologismului și a ingredientelor naturale. IFRA în fiecare an elimină câteva substanțe, da, și nu mai avem voie să utilizăm într-un parfum aceleași ingrediente cum era în 1960. Și atunci se recomandă aplicarea parfumului pe haine, tocmai pentru a ne proteja pielea, tocmai pentru a ne feri de alergii sau posibile migrene, inclusiv stări de anxietăți. Și iată că ne întoarcem la psihologie. Am zis, totul este conectat. Draga mea, mă bucur că îți place cardul. Săptămâna viitoare va veni și al tău și cu drag abia aștept să te bucur de toate beneficiile. Eu îți mulțumesc că tare mult, este chiar ceva unic, chiar mă uitam să știi și sunt convinsă că tu nu ai ales la voia întâmplării culoarea în neagră, da, să fie, dacă, eu nu știu de ce, dar în străinătate există The Black Card și cine are, am nimerit, da? Cine are cardul negru înseamnă că este undeva acolo sus, adică dacă arăți cardul ăla negru, în Statele Unite știu, de acolo cred că a pornit, dacă arăți cardul negru e cumva, yes sir, tot ce doriți, tot ce vreți, pentru că doar nu știu câți oameni din lume pot să aibă un card negru. E o sumă de, cred că o mie de oameni sau ceva de genul. Am nimerit cumva? Am zâmbit. Ai zâmbit că da sau că nu? Îmi place, încep să mă cunoști tot mai și dacă stau bine să mă gândesc, ar trebui să știe toți telespectatorii că noi nu ne întâlnim la cafea după, dar totuși deja mă cunoști foarte bine. Am așa impresia că, nu știu, funcționează sistemul telepatic extrem de bine sau, uite, poate că tu ne poți confirma, cred că există o anumită frecvență pe care putem să comunicăm din prisma bioenergiei, poate. Tu știi mai multe din zona asta, eu pur și simplu am impresia că Alina îmi citește gândurile, știe că nu fac nimic intenționat, este foarte greu să și transmiți ce înseamnă nevoia de lux în societate, ce înseamnă nevoia de dezvoltare personală într-un cadru cultural în care ne aflăm cu toții. Da? La urma urmei, parfumul nu este un accesoriu scump, pur și simplu ar trebui să fim mai informați și să ne facem alegerile conștiente. În momentul în care faci o vizită la un supermarket, știi exact ce vrei să cumperi, da? Nu ai nevoie de un consultant, este simpla ta alegere. Însă, dacă vrei să-ți faci o roche specială din mătase, vrei un costum de mire, ai nevoie de un consultant. La fel, cred că asta ar trebui să facem în fiecare domeniu. La fel cum oamenii vin la tine și în domeniul tău și în domeniul meu lucrăm cu oameni. Avem nevoie de specialiști. Da. Dar din experiența mea, tot ceea ce ai prezentat tu și inclusiv ceea ce fac eu cu oamenii se adresează celor oameni care își doresc mai mult pentru ei. Uh-huh. Adică acei oameni care sunt într-adevăr deschiși. Spre exemplu, dacă te duci unui om și explici ceva și el chiar nu este gata să primească acea informație, chiar și gratuit, el nu se va prinde nimic. El nu va evolua și nu va dori mai mult pentru sine.
Mai ales, chiar astăzi povesteam cu o altă invitată de-a mea, că dacă informațiile de cele mai multe ori sunt oferite gratuit, nici nu sunt atât de apreciate, că mi le-a dat gratuit, da, nu știu exact ce. Dar atunci când ajungi să scoți din buzunar, altfel apreciezi informația și altfel iei și o valorifici și chiar pui în aplicare, știi? Pentru că, na, e tot o chestie de psihologie, la urma urmei. Totul pornește de acolo. Da, exact, pentru că tu apreciezi investiția pe care ai făcut și cumva nu vrei să-ți pară rău de banii pe care ai dat, așadar te implici. Am plătit, deci mă implic să fiu acolo să învăț. Dacă am promis că mă duc la un curs gratuit, dar te răzgândești poate și nu mai vrei să te mai duci, zici, ok, oricum n-am pierdut nimic. Da, da, dacă ai dat bani, bă, exact, am scos bani din buzunar, ia să plec. Da. Da, da. Un card din acesta, stai că tu mi-ai spus cam cât ar costa? Da, uite ce frumos că mă întreb, dar cardul are un preț de 998 de lei, parfumul având o valoare de 682, depinde. Noi am încercat să includem limitele maxime, să avem o structură în care alegem cadourile. Îți dai seama, eu lucrez cu 48 de case de parfumuri de nișă, iar fiecare card achiziționat oferă șansa de a face o faptă bună. Noi donăm 10% la Casa Hospice pentru fiecare card achiziționat. Asta mi-am notat aici, că nu am vrut să uit chiar și partea aceasta caritabilă. Mi-am notat Hospice ca să nu uităm să menționăm. Am văzut că tu de altfel ești și tot îmi vine să spun așa, persoana în care promovează Hospice, că încerc să folosesc mai mult română, că mi-am dat seama că de multe ori uităm cuvintele în română și ne vin doar cele în engleză. Mi s-a întâmplat astăzi și de asta tot caut. Știu că promovezi Casa Hospice și de altfel este foarte minunat ceea ce fac acolo. Am avut chiar și la 7 TV am avut prezenți persoanele care se implică și iată că pe lângă faptul că ne facem nouă o bucurie, avem un parfum pe care, din spusele tale, ni-l personalizezi, în sensul în care mergem și ne spune consultantul, dacă nu tu, probabil este altcineva, ce ni se potrivește, ce se poate mulează așa după dorințele noastre, nu? Pentru că, iată, contează atunci, chiar și când alegem un parfum, ce ne dorim de la viață, de la noi, de la cei din jurul nostru. Da, bine, el poate fi oferit inclusiv într-o idee de cadou, da, vrei să surprinzi o persoană dragă și hai să fim serioși, în ziua de astăzi este destul de dificil să faci cadou unei personalități, indiferent că mergi la medic, indiferent că te duci. Acum, un buchet de flori a devenit deja ceva redundant, nu poți să iei o sticlă de șampanie unei doamne, trebuie să te gândești puțin la context. Însă faptul că ea are acces la o consultație gratuită o ajută pe ea să-și aleagă singură ceea ce își dorește, dacă vrea un parfum nou, dacă vrea să testeze o nouă linie, dacă vrea ceva vegan, vrea ceva bio, vrea un parfum, nu știu, poate trece printr-o stare în momentul respectiv, vrea să schimbe look-ul. Parfumul este cel, de fapt, ca să încheie acest elogiu, pentru că aș putea vorbi foarte mult despre parfum, este într-adevăr cel mai important accesoriu care poate să schimbe complet starea. Doamna psiholog, da, dacă ești de acord cu această afirmație. Noi am discutat, da, până să vii exact tu despre asta, chiar am discutat foarte mult și am stabilit că schimbă starea un parfum. Mă mai uitam și la comentariile primite. Răzvan Iana ne spune, este foarte frumoasă discuția din ora aceasta și felicitări, Alina, pentru invitatele tale din această seară și ce frumos parfum. E, dacă l-ai și mirosi. Da, se simte aici. Da, da, da. Eu i-am întrebat pe cei de pe Instagram care mă urmăresc în funcție de ce anume aleg ei un parfum. Am fost curioasă, am făcut așa un sondaj. Avem câteva răspunsuri, dar mai avem 3 minute, așa că o să citesc doar 2. Klaus Chiopu ne spune așa, ce mi se potrivește, se poate să-mi placă, dar datorită pH-ului meu să nu mi se potrivească, spune Clau. Și Mirela Vasiloae ne spune așa, în funcție de climă, dacă este iarna mai tari, vara lejere, proaspete. Iată 2 răspunsuri, deci în funcție de climă, de pH și de ce ni se potrivește. Da, chiar mi s-a părut foarte interesant ultimul interviu pe care l-am acordat în scris. Era fix legat de anotimp. De ce trebuie să schimbăm parfumul în sezonul rece? Și vreau să vă spun că este o petrecere festivală din toate punctele de vedere atunci când e toamnă. Deci noi toți în industria parfumurilor suntem efectiv bucuroși. Putem să purtăm cele mai complicate combinații ingrediente de la uleiurile esențiale pe care nici cum nu le putem așeza vara. Este un adevărat festin.
Da. Și eu mi-am scos parfumurile de vară, de toamnă, da, și de iarnă. Deci îmi dau seama, însă chiar vreau să-ți complimentez bronzul. Se pare că la tine este în continuare vară. Mulțumesc! Ea nu e intenționată, dar mulțumesc! Am stat la Constanța 3 ani de zile, dacă atunci când era mică, și de atunci parcă rămân bronzată. Sunt în continuu așa. Așa. Dragile mele, pentru că mai avem doar 2 minute, aș vrea așa câte un minut fiecare în parte, să vedem cu ce să rămână telespectatorii noștri din această seară. Începem cu tine, Diana, pentru că tu ai fost prima care ai venit, și încheiem această ediție cu Izabela. Eu le-aș spune să aleagă un parfum care să simtă că îi reprezintă, și în orice moment, dacă așa ca o mică terapie de urgență, să aleagă o mireasmă, un ulei esențial care să le ridice starea în acea clipă, să le dea bună dispoziție, să îi relaxeze. Și cu siguranță că sunt foarte multe informații și pe internet, Izabela știe mai bine, este consultant, deci ar fi așa ca o mini terapie la psiholog, dar pe care poți face ție însuți. Să aplici o esență care chiar să îți dea starea de care ai nevoie. Deci terapia de urgență este parfumul preferat să-l aveți în geantă mereu. Terapia pe termen lung, mergeți la un psiholog. Izabela? Da, eu cred că ar trebui să ne gândim la parfum exact ca la o ultimă haină. Da, în momentul în care ieșim pe ușă, avem această pelerină invizibilă din Harry Potter, da, și vreau să subliniez asta, pentru că eu când eram copil, pur și simplu mi se părea o idee genială de a avea o pelerină invizibilă, tocmai pentru a mă putea strecura și a rămâne în memoria oamenilor, totuși cu totul altceva decât înfățișarea fizică. De fapt, noi femeile avem această luptă continuă. Uh-huh. Parfumul este o carte de vizită. El ar trebui să fie cel care intră într-o încăpere înaintea noastră și ar trebui să fie cel care ne face să ne gândim la o persoană dragă sau la un loc dintr-o vacanță exotică atunci când îl mirosim. Cât de frumos, iată ce lucru minunat am aflat în această seară. Și de altfel, eu am reținut că dacă ai un card din ăsta, să mergeți în America să vedeți dacă îl scoateți ce se întâmplă. Vă mulțumesc mult pentru prezență, dragi doamne, și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în această seară. Dacă dorim să aflăm mai multe, intrăm la tine, Izabela Juncu, da? Pe Facebook, Instagram, acolo aflăm mai multe detalii. Mulțumesc, ești foarte drăguță. Cu mare drag. Și Diana, dacă dorim să avem o terapie de termen lung, intrăm pe Diana Pârje, da? Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Iată, mă mai uitam că ați lăsat comentarii și pe YouTube și pe Facebook. Nu am putut să le citesc pe toate în această seară și de altfel nici toate mesajele pe care le-ați trimis voi pe Instagram. Însă știți foarte bine că dacă rămân eu cu ceva restanțe, mereu fac eu ceva să compensez acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție, după cum spuneam. Ne revedem și mâine seară. Este joi, așadar, mâine seară ne revedem începând cu ora 19 aici pe A7 TV, pentru că de la ora 18 avem Punte între inimi, o emisiune de suflet, o emisiune socială care vă vom prezenta un alt caz social în care puteți să vă implicați și voi, donând și, de ce nu, distribuind. Nu plecați acum, deoarece urmează colega mea, Flori Stoian, care vine la voi cu emisiunea La Zi, iar de la ora 21, Cornel Dărvășan cu Știrea Cea Bună. Eu sunt Alin Ailei Mureșan și vă mulțumesc pentru atenție.